Oameni buni, ce ne interesează și bineînțeles asta va fi subiectul principal, este marele meci, farul cu FCSB. Haideți să vedem într-un TikTok al lui Gigi Mustață în ce formă erau jucătorii FCSB-ului la antrenamente, care era atmosfera. Haideți să vedem imaginile înregistrate de Gigi Mustață pe TikTok-ul său. Liderul galeriei, liderul peluzei Nord a fost ieri la bază și o să vedem cam în ce formă și cam ce tonus au jucătorii FCSB-ului înainte de marele meci. Atenție, FCSB la un singur punct în spatele farului. Cum te-ai simțit cu 43.000 de oameni în tribună? A fost ceva incredibil, nu-ți poți imagina și când trăiești asta, ți se face pielea de găină de la încălzire și dai tot ce mai bun. Cum te-ai simțit cu 40.000 de suporteri, 43.000? Bravo, steliștilor! M-am simțit extraordinar, a fost o atmosferă incredibilă. De 7 ani nu s-a mai întâmplat așa ceva. Bravo, vouă, hai, Doamne ajută, Steaua campioană, vă pup! Aștept în ultima etapă să vină 55.000 să ridicăm cupa, dar până acolo mai avem un hop mare pe care trebuie să-l câștigăm și trebuie să fim cu toți uniți pentru titlul 27. Ne-am simțit foarte bine, ne bucurăm că ați fost în număr atât de mare și vă așteptăm și în deplasare la Farul să câștigăm. Baftă. Avem nevoie de victorie. Doamne ajută! Bagă! Vă așteptăm la Farul să veniți cât mai mult și după aia cu Rapid acasă. Prima oară avem Farul să câștigăm și după aia. Hai. Te pup, baftă! A fost incredibil. În 5-6 ani am fost în România, nu știu data, mă uită. Bravo, bravo! Ce spui de atmosfera care am avut-o, 43.000 de oameni? Știi ce? Eu voiam mai mult de la tribune, serios. Voi ați fost fantastic, dar cred că dacă jucăm cu Rapidul, tribunele, o să preia și tribunele. Tribunele mereu vor cânta cu noi, da. Și sperăm să facem un rezultat extraordinar de bun la Farul. Nordul eu niciodată nu l-am, sau poate nu știu, poate că, dar așa simt eu, parcă niciodată n-am primit așa energie din partea Nordului. Și niciodată. Încrederea noastră, da, este că noi vom lua campionatul și Doamne ajută. Avem aici Mr. Norbit, cel mai numărul 1. Da, normal. Avem aici și pe fratele meu. Cum te-ai simțit cu 43.000 de oameni în tribuna? Așa cum am spus și la interviu, fantastic. Senzațional. Vă mulțumim că ați fost alături noi. Mai sunt două meciuri, două finale. Haideți să fim împreună cum am fost până acum și să câștigăm. Împreună suntem mai puternici. Corect. La Farul suntem lângă voi. Doamne ajută. Cum te-ai simțit cu 43.000 de oameni în tribuna? Frumos. Fotbalism m-am simțit. Da? Da. Vă salut. Spune-mi și mie, lasă-l că țin eu, că e mai bine așa, ca să se vadă oamenii. Băieții aici exersează loviturile libere, deci ca să vedeți, este foarte bine că se lucrează după antrenament. Ce transmis suporterilor pentru meciul cu Farul? E prea mic stadionul. E mic, dar noi vom fi acolo. Asta e clar. E un lucru extraordinar, nu? Mă așteptăm să câștigăm și la Constanța și după să ne bucurăm cu toții, pare, nu? Chiar să rupă stadion. Impresionant, a fost atmosfera excelentă și ne dorim și ultimul meci cu Rapid să fie așa. Dăm totul pentru victoria la Farul și ne vedem pe arena. Ce ne oferiți cu Farul? Spectacol. Aia e. Normal să vină toată lumea, că noi suntem Steaua. Nu? Corect, corect, corect. La Farul, victorie. Salut, băieții! 43.000 de oameni în peluză, în tribună. Le mulțumim pentru asta și vă așteptăm duminica viitoare să umplem stadionul, să ne bucurăm împreună și vă promit că vom la campionat. 43.000 de oameni în stadion. A fost foarte frumos și sper că să avem această atmosferă și pe ultima. Înseamnă că am avut un bun rezultat la Constanța. Important este Constanța. Da, sigur. Acolo vom veni în număr foarte mare să vă susținem și afară și în interior. Vom fi alături de voi. Sperăm că ne bucurăm împreună. Și la sfârșit, cu Rapidul, 50.000, nu? Da. Full offshot. Minim. Salutare, salut tuturor! 43.000 de oameni în stadion. Cum te-ai simțit tu? Extraordinar. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, că am reușit să câștigăm și sper să veniți alături de noi și la Constanța. 43? Da, de mii. De mii? Da. De suporteri? Da. Da. We need all your support, all your energy and come a lot of supporters in the stadium for the winning. Mersi mult, capitanul adevăratul.
Deci surpriza noastră, surpriza noastră este capitanul nostru. Da, da, da. Ai prins vreodată 43.000 de oameni când tu ai jucat la noi? Da, pare mi se că ai prins. Am prins cu Sporting. Da. Am fost mai mult, da. Dar în Liga 1, nu. Nu, de asta spun. Asta spun. Ce se întâmplă? Acum, în momentul ăsta, dacă Steaua bate la Farul, crezi că vor fi 55.000 de oameni? Cred că o să fie mai mulți, o să fie și afară. Eu asta zic și eu, dar o să vorbesc cu meme și o să-i spun să pună un ecran mare afară. Da, da. De ce? De ce, meme? Ce, nu pui ecran afară? Da, pui ecran afară. Da, pentru suporteri, nu? În piață undeva. Se trece, suntem campioni. Îi batem, stai cu minte. Felicitări pentru ceea ce faceți, că sunteți lângă echipă, susțineți echipa, le dați putere și felicitări vouă că ați rămas lângă această echipă și aveți coloană vertebrală.